Mihail Grecu, celebrul maestru al culorilor, a fost evocat astăzi cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naștere. La Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost inaugurată o expoziție și lansat un catalog. Urmează să apară și o monografie consacrată pictorului, care a revoluționat gândirea plastică de la noi. Plină de lumină și căldură, compoziția lui Mihail Grecu, Ospitalitate, același har inconfundabil, se desprinde și din pânzele recruții, fetele de la Ceadăr Lungă, atâtea alte creații remarcabile care au făcut istorie în arta plastică națională. A fost un fenomen, că dacă nu era Grecu, toată arta noastră plastică arăta ca o mârțoagă, cum se zice. Este singurul, aproape singurul, care a fost în consens și în ritm, și în acord și în armonie cu arta universală. În condițiile vitrege ale cenzurii ideologice, Mihail Grecu a avut curajul să-și apere dreptul la libertatea de creație, să exceleze în pictură și să devină un model pentru mai tinerii artiști care au învățat de la el. Sinceritatea lui, omenia, curajul, talentul, a iubit această țară. Acum mai rândul țării să o iubească. 2016 a fost declarat anul Mihail Grecu, un semn de omagiu și recunoștință pentru moștenirea plastică. A știut să treacă prin toate vicisitudinile regimului, păstrându-și și vigurozitatea talentului, și rădăcinile românești ale talentului, și inflexiunile europene ale artei sale. În expoziție sunt prezentate 60 de lucrări din patrimoniul Muzeului Național de Artă realizate în perioada anilor 1956-1987. Prezentăm pe Grecu ca formator de școală, un artist care a influențat întreaga mișcare artistică de aici, din Moldova, dar nu numai din Moldova, pentru că Grecu s-a manifestat în special în anii 60 ca navigator în pictura vremii în întreg spațiul sovietic. Fiind un modernist la limită modernismului pe anii 90, este cel mai național pictor care l-am avut noi în Basarabia. Este o mare victorie a acestui artist care a știut să promoveze nu numai pictura non-figurativă, ci a știut să facă câte o istorie. Asta e viața mea, asta e soarta mea și tot timpul sunt legată de ele. Este tatăl meu pe care noi cu Dumitru Peciu l-am iubit și am ținut la el. Cu prilejul aniversării a fost lansat un catalog, iar pe 24 noiembrie, în cadrul expoziției, va avea loc simpozionul științific Mihail Grecu, 100 de ani de la naștere.